Nu cred că așteptările cresc, ci dorința de a obține o performanță cât mai bună. Până la urmă, pașii îi fac în această direcție și încerc să consolidez cât mai bine toată munca pe care o pun la punct și până la urmă totul este un proces de învățare. Nu consider și la Paris, dacă se va întâmpla să obțin o medalie, nu contează culoarea, cu siguranță nu voi fi decât un înotător mult mai consacrat și mai desăvârșit, care a învățat din toate aceste experiențe și suișuri și coborâșuri, pentru că aceste experiențe ne definesc până la urmă ca sportiv și ca oameni. Performanța pe care eu am obținut-o este cu totul deosebit. Am reușit să îmbunătățesc propriul meu timp de record personal foarte mult într-o perioadă foarte scurtă de timp. Am pus la punct niște lucruri de foarte bună calitate, aparent, pentru că chiar dacă, desigur, campionatul european este o competiție de obiectiv destul de importantă, nu am tratat-o cu o maximă seriozitate, pentru că sunt foarte mulți pași pe care avem de făcut în vederea obținerii unui vârf de formă la niște campionate mai importante, așa că a fost o competiție luată din mers, ca să spun așa. Și tocmai aceste performanțe sunt foarte îmbucurătoare pentru parcursul pe care l-am în vizor pentru viitor. În primul și în primul rând vreau să-l felicit, maxime felicitări lui David. Cred că este senzațional ceea ce acest puștulic care reușește la asemenea vârstă și cum am văzut că a fost supranumit, este unul la un milion, cred că unul la un miliard. Și ne bucurăm că din când în când mai există unul care să scape turma. Performanțele sunt desigur extraordinar de bune. Cred că de foarte mult timp nu s-a mai întâmplat să se obțină atâtea medalii și niște performanțe atât de deosebite, chiar dacă nu s-au obținut medalii, cel puțin din partea lui Vlad, a bătut 11 recorduri naționale la vârsta de 16 ani și recorduri la seniori care păreau la un moment dat de nedobărât. A fost bine, m-am distrat, am dobătut 11 recorduri naționale. Am căpătat foarte multă experiență, deoarece am fost cel mai tânăr sportiv la bărbați, având 16 ani. La următoarele ediții va fi sigur și mai bine, cu multe finale, poate și podiumuri. Și o să ne așteptăm la rezultate cât mai bune. Este un sentiment foarte plăcut, dar în același timp, a fost un fel de luptă, pentru că am putut să mă afirm prin rezultatele mele și cred că am făcut o treabă destul de bună. Sunt foarte fericită să fac parte din acest lot. FRN este federația sportivă care m-a încadrat și fac parte din acest lot de 15 ani. Sunt foarte bucuroasă că pot să iau parte în cadrul acestui campionat și sunt convinsă că va fi și mai bine pe mai departe.